Good.
Sfințitul Teofan, arhiepiscop bucuriașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. De bine credinciosul popor român de pretutindeni pe oprumitorii țării, pe mai mari orașelor și satelor și pe arămata țării noastre, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe frații noștri, preoți, monahi, diaconi, diaconi, monahi și monahii, și pe tot clerul bisericesc și celul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Patriarhii Bisericii Ortodoxe Române, Miro, Nicodim, Justinian, Justine și Teoptist, și pe toți arhierei ortodoxi adormiți într-o Domnule, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe fericiții și pururea pomeniții ctitori acestui sfântul locaș și pe alți ctitori, miluitori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu cu împărăția sa. Amin. Pe fericiții într-o adormire, eroi, martiri, ostași și luptători români, jertfiți pe toate câmpurile de luptă, în lagăre și în închisoare pentru apărarea patriei și a credinței ortodoxe strămoșești, pentru libertate și demnitatea neamului românesc, pentru trecerea hotarelor țării, să-i pomenească Domnul Dumnezeu cu împărăția sa. Amin. Pe cei ce au adus aceste cinstite dare, pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Pe cei adormiți dintre neamurile noastre, să moși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, soți și soții, și pe fiecare cu al său nume să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi adormiți într-o Domnul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Amin. Și pe voi, pe toți drept-măritorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa. Totdeauna, acum și pururea, și-n vecii vecii.